Bună dimineața! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce faceți voi? Nu ne-am văzut de o lună? Da, cred că majoritatea dintre voi mă urmăriți și pe Facebook și pe Instagram. Și acolo să îți prezent în fiecare zi. Uite că mi s-au buresc ochelari. Eu acum am venit de afară. Am fost cu Alesea la grădini. Și vroiam să intru să-mi iau pâine, uite, e 7:50. Vroiam să mă duc să-mi iau pâine, dar a început să plouă. Și atunci am venit repede acasă. Cred că... Nu știu, cred că s-o și opri. Am făcut cafeluța. Hai bune, doamne. Ador momentul ăsta cu mine și cu cafeaua. Să o savurez așa în liniște. Măi, dar ce-au ochelari ăștia? Mi-am plănuit astăzi, că de-aia am și început vlog de ieri. Am zis, mâine fac vlog, trebuie să fac vlog, trebuie să mă pun pe treabă. Că așa, nu știu, mă uit la fetele care fac vlog și văd că eu nu mai am nicio motivație, nu prea mai am ce să filmez. Non-stop cu telefonul în mână, fac clipuri, fac story-uri, vorbesc cu fete. După cum știți, sunt în compania Shogun și mă implic cât pot eu, cât îmi permite timpul. Și cu YouTube-ul am lansat. Vedeți și voi. Bun. Astăzi v-am spus că aveam un plan să-mi fac curat, să-mi spăl geamurile, perdelele, nu știu, așa m-au venit mie. Eu nu sunt cu gen cu curățenia de paș, curățenia de primăvară, nu. Eu când văd că-s murdare, atunci le fac. Și chiar acum necesită. Doamne, deci, ce mă enervează? Vă las eu, îmi savurez cafeaua în liniște. Mă pun să-mi vorbesc cu fetele, Mă pun să vorbesc cu fetele, să le dau bună dimineața, să vedem ce plănuim azi, ce teme avem, cum facem. Și ne auzim mai încolo. Am de lucru. M-am îmbrăcat. M-a dus să mă întâlnesc cu o fată. Îi duc comanda asta. După care o să trec... O să trec până la piață. Vreau să-mi fac câteva cumpărături. Costa. Mă dau cu parfumul 55 de la Shogun. Doamne, îl ador. Doamne, ce mult îmi place. Am aici și crema. Mă duc până în Pepco să iau ceva la Lesuca. Deja s-a făcut ora 10. Eu am stat pe TikTok. Bun, am plecat. Am plecat la piață. Am ajuns și eu într-un final acasă. E la amiază. Da, am fost la cafea în oraș, am fost la piață, la Pepco, hai să văd ce am cumpărat de la Pepco. N-am cumpărat multe, foarte, foarte puține, dar am mers să-i cumpăr la Alesia o umbreluță. Uite ce drăguță umbrelă i-am cumpărat în Pepco și foarte ieftină, 13 lei. Super drăguță, tare încântată o să fie ea când vine de la grădini. Așa, o punem aici. I-am cumpărat elastice din astea de păr. Intenționez să pun o comandă pe Shein, dar până atunci, am nevoie. În fiecare zi îi dau elastic nou și vine acasă fără el. Deci, Eu am mai cumpărat după Shein așa multe. Cred că a fost vreo... Mai mult de 100, dar nu mai avem. Am cumpărat un biberon. Da, biberon. E trebuie la Alesia să se joace. Să se joace cu el. N-am găsit pe roz, numai așa. Opa. Biberon. Așa. I-am mai cumpărat o pereche de colanți. Tot timpul când mă duc în Pepco îi cumpăr colanți și atât are.
Dar ăștia mi-au plăcut foarte, foarte mult. Și colanțe din Pepco sunt foarte calitativ. Noi avem foarte mulți. Și mi-am luat și eu ceva pentru mine. Hai să vedem, ghiciți voi ce mi-am luat eu. O cănuță! Ioi, deci e atâta de drăguță cănuța asta de numai și-o fost 6,50 la reducere. Dar e superbă! Deci e superbă, eu ador. Iar când o să vadă soțul, o să zică, da, unele mai pui, că am cănuțe, nu am eu exagerat de multe, că nu prea am loc unde trebuie să le depozitez. Dar când o să mă satur de ele, cred că le pun într-o cutie și îmi cumpăr altele. Că efectiv simțeam nevoia să beau cafeaua din altă cană. Imediat mă duc să-mi fac o cafea. Bun. Și asta a fost ce-am cumpărat din Pepco. Am trecut pe la piață. Și-am cumpărat căpșuni. Căpșuni înapoi. Eu. Și eu le cumpăr de la o cunoștință. Și sunt atâta de bune. Și știu că nu stropite cu nimic și îmi plac. Sunt bune, bune. Ce-am mai cumpărat? Cartofi noi. Cartofi noi. Vreau să mănânc cu brânză și să-i fierb așa cu mărar. Sau mai fac eu așa cu boia și cu ulei. Văd cum îi fac. O să-i fac eu cumva. Am mai luat o pâine. Nu, am zis că mi-e o pâine albă. Am luat pâine. Am scăniat o pâine neagră și mi-am luat pâine de săcară. În fine, o pâine mică. Și aici am mărar și pătrunjel. Le pun în apă. Ia, ce bine miros. No. Astea au fost cumpărăturile mele. Nu-s multe, dar nu. Am făcut și eu piață, măcar. Vă las și mă duc să-mi schimb tricoul ăsta, că nu vreau să mi-l murdăresc. Și mă pun să-mi spăl vasele. Mai văd ce fac aici. Că nici nu știu cum trece, măcar să fierb cartofii și să mă duc după alesuca. Ups! Hai că îmi spălai vasele. Și acum mă pun să curăț cartofii, să-i pun la fiert. Până la urmă, cred că asta fac. Mi-e poftă de cartofi noi cu brânză. Și îmi place când sunt așa. Să mâzg, așa merge pielea asta. Uai. Eu ador cartofii ăștia cu brânză. Îi fierb cu mult mărar. Cu os de mărar pătrunjel acolo. Acum atât mă murdăresc pe mâini, dar nu contează. Vai, deci îi ador. N-am brânză proaspătă, am brânză de anul trecut, dar merge. Și cred că o să-i placă și la Alesia. Așa mi se pare mie că și anul trecut o mâncat destul de bine cartofii ăștia. Acum nu mai știu. Oricum i-am mâncat la grădini. Deci... Dacă nu-i place, îi fac altceva. Sunt cam mulți. O să nu fie toți. Nici nu știu ce fac. Poate că nu-i fierb pe toți. Că după aia stau în frigider și nu mai este așa bun. Nici nu știu ce fac. Dar de fapt dacă nu-i mănânc așa cu brânză, îi fac după aia cu ulei și boia. Îi fierb pe toți. Noi stai eu la mâncat. Oricum, eu am început... mi-a scris o fată. Am început deficitul caloric. Mănânc undeva la 1400 de calorii. 1500-1400. Încerc să fac mișcare. Nu mai vin cu diete, cu... Vai, tătă scudă. Cum am spălat geamurile. Nu o să mai vă arăt așa ce mănânc. Dar vă spun. Am început. Înapoi. Nu. Tind să mă îngraș tot timpul, îmi place să mănânc și cred că toată viața mea voi fi așa. Cu probleme cu greutate. Sau nu. Te zic că mă duc la sală și nu am cu cine. Și sunt gură, nu mă iau să mă duc.
Știu că trebuie să bag mișcare. Poate o să-mi iau o bandă acasă. Nu știu. Voi aveți bandă sau bicicletă acasă? Vă țineți de treabă sau nu se merită să-mi cumpăr? Oricum și dacă aș merge la sală pentru... Aș face mai mult bandă, scări, de-astea, biciclete, ceva exerciții. Dar nu. Zic că acolo te ambiționezi mai mult, parcă, decât ai face acasă. Mai încercat am eu să fac și acasă, dar nicio șansă. Mâine, cred că mâine sau acum seara mai pun o comandă la Shogun. Băgai și o tură de haine la spălat. Nu știu, parcă viața mea e așa mai... Fac tot aceleași lucruri și... Nu prea am nici ce să filmez. Dacă nu prea mai gătesc, ce să vă filmez? Gătesc așa foarte, foarte ușor, foarte simplu. Mai am niște dovlecei în frigider și tot am zis că-i fac cu... Fac așa chitele și acum dacă am rar, poate că-i fac și pe aia. Că și eu, aia, numai că îi prăjesc în ulei. Îi plac foarte mult la alesuca mea. Acum mănânc mai puțin. Dar vreau să vă spun că până acum, la ora asta, eu deja am aproape 6.000 de pași făcuți. Deci, e bine. Că de alte ori fac 2-3.000 de pași. Trebuie să-mi iau și un ceas care să-mi măsoare cam toți pașii. Că... Eu cu telefonul și pe aici pun casă, nu mi-i măsoară. Să văd aproximativ. Zisai că după ce pun cartofii ăștia la fiert, nu cred că îi pun pe toți totuși, nu-i pun. Îi pun în frigider ca să se mențin așa. Deja mi-e foame. E vremea, e ora mesei. M-am pus să spăl și geamul ăsta de la bucătărie. Nu știu. Ăsta-l spăl la 2 săptămâni, în fiecare săptămână, dar alea de la balcon, de alea mi-e groază și de la dormitor. Doamne, ce groază mi-e de alea. Și am zis și astăzi că le spăl și uite că nu mai am timp. Văd ce fac mâine. Mâine iar am primit o invitație la o cafea. De la cafele sau acum, așa, păi geamurile mele lasă de dorit. Vă las. Pa, pa! Am pus și cartofii la fiert, am adăugat și pătrunjel verde și mărar, sare și las așa să fiarbă. Încercați să vedeți ce bun e și cu brânzică, Doamne! Gata, am spălat și geamul așa rapid, doar sticla, nu am insistat pe laterale sticla. Și acum vreau să-mi spăl, să-mi curăț blatul, că uitați, mai am... peche din astea, cum am pus cana, cum am pus una altă, vreau să dau cu degreaser și să curăț și blatul ăsta. Uite aici, chiar trebuie să insist. Vedeți cum se vede după ce am dat cu degreaser. Iar e gata. Mai am foarte puțin în el. No, las să acționeze un pic și aici. După care șterg. Super, dragilor! Mi-am curățat și blatul, și geamul, și fierbe aici cartofii. Și acum am dus să scot hainele din mașină. Și gata și mașina. De data asta v-am pus aici. Doamne, e așa de bun. Deci nici nu vă vine să credeți. Încercați. Mult îmi place. Mă mai interesează nici de o dietă. Doamne. Ăștia sunt cartofii
Nu s-a dus de afară, sunt cartofi de la noi. Deci, efectiv, au gustul ăla de cartof. Vai, ce bun este. Bun, bun. Am fost după Alessia. Am fost după Alessia la grădiniță. Și Doamne, că m-a lovit un somn acum. Dar nu mai pot. După ce am încins hainele și am mâncat, m-am pus iar pe telefon. Am stat pe telefon, am vorbit cu fetele. Și nu m-am văzut că e ora 3:30. O trebuie să merg după Alessia. Și acum, afară, plouă așa încet. M-a lovit un somn. Nu mai pot. Așa somnul mi. Nu știu ce mai fac eu astăzi. Habar n-am. Imediat. Trebuie să-i fac baie. Să-i calc hăinuțele de pentru grădiniță pe mâine. Și... De-aia că ai destul. Am călcat destul ieri. Mai am de călcat. Și cam atât. Hai că mă pun să fac ceva de mâncare. Nu băgați în seamă că mai am pătat tricou, că l-am pătat cu cafea. No, asta e. La lesuca mea nu îi trebuie cartofi. Cu brânză nu îi trebuie supă cremă, că mai avem și supă cremă. No, nu știu unde mi șorțul. În fine, de lucru. Nu-i trebuie. Așa că m-am hotărât să-i fac niște chifteluțe, dacă tot am dovleat și ăștia, dar nu-i fac de pătățcă. Câți mai am? Mai am 4. Am făcut și supă cremă. O să fac 2 și 2 ne mai rămân în congelator. O mâncat astăzi la grădiniță foarte bine, așa că... Îți fac chiftele de dovleac, mama. Da? Sper să mănânci astea. Tu ce faci? Bine. Și știți cum le... ți-am cumpărat și alea. Da. Și alea ți le-am cumpărat. Și știți cum le fac eu? Curăț dovleacul, îl dau pe răzătoarea mare. Da, da, uitam să ți le arat. Îl dau pe răzătoarea mare, pun sare pe el, îl las așa vreo 10 minute. După care îl stot așa în mâini, să se scure apa ce o lasă. După aia adaug 2-3 linguri de făină, vreo 2 ouă sau 1, depinde am câți am. Sare, piper și mărar verde. Mult mărar verde. Mami, dar sunt cu slipiți. Da, mai am și cu slipiți. Și fac așa o compoziție. Pardon. Și le prăjesc în ulei, dar le iau așa cu lingura, știți? Nici prea tare, dar nici prea moale. Și așa fac eu chifteluțele. Mă cumper foarte mult. Vezi ce ți-am cumpărat? Da, dar și mama cumper. Să-ți mai cumpăr, o să-ți mai cumpăr, mami. M-a cumpăr când ești la gădini? Păi acum nu fiecare zi, mami. De ce? Bani. Bani în faliment dacă în fiecare zi cumpărăm cadouri. Păi sunt cadouri. Păi sunt cadouri, mama. Că nu fac cadouri. Când mă scoți de la gări, mă pun cadouri. În fiecare zi? Da. Așa a făcut și prietena mea. Serios? Și prietena ta? O dată pe săptămână. N-a spus că o dată pe săptămână primești un cadou. Ok. Da, odată pe săptămână. Ok, odată pe săptămână. Nu, no, păi acum mami... Bine, am zis odată pe săptămână. Odată pe săptămână. No, hai, lasă-mă că îmi trebuie să-mi iau răzătoarea de acolo. Hai, te las așa. Bun, mă las așa. No, nu pot, mami, să trec de tine. Hai, lasă-mă, te rog. No, uite cum sudă pe mâini, mă șterg de pantalon, de tricou, nu știu, așa fac. Dacă nu am șorț, ce-ți mai trebuie? Uite că ai aici prăjiturica de la grădii. O primit de la grădii prăjiturică și lapte din ăsta bătut. Lapte de băut.
bătut. Eu mi-am spălat și fața de masă, așa că nu avem față de masă. Am pulverizat-o bine cu degreaser, că tot a fost pătată. Că, Doamne, trebuie să-mi cumpăr una din aia de mușa mea. Că mă mai duc la piață. Sper să nu uit și să-mi iau una. Aia se curăță imediat, ușor. Nu mănânc acum. E bună! Wow, cu ciocolată! Mai am cartofi. Cred că mâine... Poate filmez mâine vlog și vă arăt ce fac cu ei. Doamne, că nu mai știu ce să fac de mâncare. Astăzi nici n-am mai ieșit cu Alesia afară, că e timp așa, nu știu, acum plouă, acum coate soarele, acum, nu știu, așa e ciudată e vremea asta. Și am văzut că toată săptămâna arată așa. E ciudată. Ups! Ce? Era să mă tai. Mă bine, vă las, îmi continui eu treaba aici. Mi-am găsit și șorțul. No, bun, o să scurg dovlecelul. Hai că mai bine fac aici. Te pot de bine. Lăsați-mi în comentarii dacă ați încercat rețeta asta cu dovlecel așa să faceți chiftele sau faceți doar pane. Noi ne place foarte mult și dovlecelul pane, doar că nu prea mai am răbdare să fac, Doamne, mi se pare. La soțul îi place mai mult, la soțul nu prea îi place chiftelele astea, îi place dovlecelul pane, dar la Alesia și mie ne place. Astăzi ne-am făcut poftile. Chiar că ne-am făcut poftile azi. Eu. Dar totuși sunt mândră de mine că nu mănânc dulce. Deci am vreo 3 sau 4 zile în care eu nu am băgat în gură nimic dulce. Bine. Am mâncat astăzi vreo 5-6 căpșuni. Dar vreau să zic ceva ce conține zahăr. No, îți mândră de mine. O să adaug și 2 ouă. Pa. Așa. Pălăm iară pe mâini și tot așa și la la la. Aici am făină. Dar o să-mi iau o furculiță. O să amestec bine compoziția. Nu fac aluat, că ce nu i-a luat mama. Aici fac chiftele. Din doblea, ou, făină și mărar. O să pun un pic de piper, dar n-ai cum să faci tu, mama. Și o să adaug făină. Și gata. Ce să faci acum? Și deja îmi pornesc plita. Mami, te rog frumos! Dă-te un pic, nu pot, mami, cu tine aici. Băi! Scuze, dar nu reușesc. Are-ți vasele. Iar? Tu știi câtă apă am plătit noi luna trecută? Măi! Dar să fiu și eu! Să fii productivă? Păi, putea să mergi să ștergi praful. Că uite, n-am apucat asta să șterg praful. Ce zici? Mergi și ștergi praful. Ha? Nu mergi și ștergi praful. Eu vreau să fac vasele. Nu, vasele nu. Deci, luna trecută, cum o stat și acasă, bine, mi-am luat și eu mașina de spălat. Dar ea, în continuu, îți spală păpușile în iuveta de la baie, spală vasele de la bucătărioară, nu pune aici, mama, te rog, spală, vine și spală aici
vasele. Apa în continuu și am plătit o grămadă. Cât plătesc în 2 luni apa. Ce să facem? Aici îmi aleg mărar. Mărar proaspăt. Și am cumpărat astăzi. Mult mărar. Că Doamne bună-i. Da. Nu-ți place mărarul? Nu. Cum nu-ți place mărarul? Nu-mi place. Eu efectiv îl ador. Stai. Nu amestec. Stai un pic. Nu mai că am amestecat. Stai, mami. Vezi că acolo e ul. Sper că nu vă plictisim. Dacă vă plictisim, dați. No, pun și mărar. Stai, Alessio. Pune mărar aici. Vezi să nu te tai, mami. Mama. Nu, uite ce face. Vrei tu să fii productivă, așa? Da. Dar nu știu, poți să te din la grădiniță. Nu. O bune? Nu. Mă, spală cănuța aia. Păi, nu vezi tu cănuța aia în biuvetă? Cănuța este micuță? Mă, să nu mă spargi. Acolo, acolo. Gata, mă pun la prăjit. Le pun la prăjit. Dar vorbește frumos, nu vorbi așa. Amin, nu fac vărs. Încet, îi dai drumul încet. Mă ajungi tu? Nu știu cum să vă mai mă vă pun aici, nu vedeți voi nimic ce facem noi aici. Mă ajungi. Dar ce să te mai ajut? Să te țin să mă încet. Arăt aici la oameni cum arată compoziția. Sare n-am mai pus, că am pus sare încet, mami meu. Am pus sare înainte pe dovlecel. Și uitați, așa arată compoziția și voi lua cu lingura și voi pune în tigaie. Nu, cam asta a fost. Aici am avut ulei, numai să se întingă uleiul. Doamna, ce faci? O să plătești apa în luna viitoare, bine? Tu o să plătești. Eu nu am consumat așa mult. Consum tu. Ia, uite, ni se strică merele aici. Acum ce fac? Dacă doar ai să zi nu consum. Am glumit și eu. Da, ai grijă. Am glumit. Că n-ai tu bani. Sau ai bani. N-ai bani. E frică, măi, când o pun la plată. Chiar e frică. Când aude de banii ei, numai din banii ei să nu se cheltuiască. Tare zgârcită ești, mami. De ce să nu plătești și tu? Hai tu bani. Mai plătești și tu ceva în casă. Nu te mami cu tati. Nu vrei. Tă produse am pe aici. Bă, dar nu se lucrăzește. Știi ce am făcut? Am zis că am pornit plita. Am pornit-o și am lăsat-o pe 2. Acum i-am dat pe 8 să sunt caldă. Să încălzesc și uleiul și o să pun așa cu lingura. Vedeți? Pun aici. Tare bune schiptelele astea. Dacă nu mă înșel, eu cred că am mai filmat rețeta asta. Cred că. Bun, și acum aștept să se prăjească. Între timp îmi spăl și eu vasele că mi-a dat Alessia de lucru. Am terminat, dragilor. Gata, sunt așa de bucuroasă. Aici schipteluțele. Au ieșit așa foarte pufoase. Lasă să răcească. O să mănânc și eu în jur de ora 7. Aici i-am pus la Alessia la răcit și cu pâinică. Să se răcească și mănâncă și ea. Gata și cina noastră. O să mănânc și eu o felie de pâine și vreo 3 chifteluțe de-astea și bine o fi. Mami, mai încet! Eu o să închid vlogul aici. Îmi pare așa de bine, îmi pare că am filmat un daily. Sunt foarte bucuroasă. O să încerc să editez. Nu știu când îl postez. Nu știu dacă am timp azi, mâine, poi mâine, vedem. Dar cam atât am făcut eu azi. Eu vă pup. Și aveți grijă de voi.